Apropo de vizita asta în Japonia, apropo de vizite, de relațiile externe pe care le are România. România, mi se pare totuși că, în afară de faptul, suntem în Uniunea Europeană, ok? NATO și așa mai departe. Fiecare vizită într-un loc, într-o țară, ar trebui să fie motivată de o conexiune diplomatică în susținerea, în susținerea unui interes național al României. Înțelegeți? Ghidul, călăuza, singurul ghid, singura călăuză a politicii în România trebuie să fie interesul României. Și nu vi se pare că în momentul ăsta, în România, anului de grație 2023, interesul național la cel mai înalt nivel a fost înlocuit cu interesul personal? Partidele da sau au... Nu? Într-o bună măsură, da, partidele au... Până la partide, vorbim de oameni care au funcții. Da, dar partidele sunt cele, care împing oamenii pe scara ierarhică, nu altcineva. Dacă sau nu revoluțiile. Păi, revoluția, aici am fost bun. Revoluția a adus în față... Nu primul guvern, deși și acela a fost un guvern de profesioniști, dar guvernul pe care l-am făcut când am fost ales de Parlament după alegeri 29 iunie, nu? În guvernul meu de 21 de oameni eram 9 șef de promoție. Mariu, știi ce înseamnă să fii șef de promoție pe vremea aia? Deci am avut numai 1 și 1. Da. Bun, apropo de competențe așa, așa am procedat. Vă întrebam de interesul național că nu mai există, dar știți de ce? Ba, există. Unde, știți de unde vine chestia asta? Există. Nu, spuneam că nu e el apărat. A fost înlocuit interesul național. Asta nu înseamnă că nu interesul... există. Nu vi se pare că mulți dintre oamenii, că vorbeați de Băsescu 10 ani, mulți dintre oamenii care ocupă funcțiile cel mai importante în stat iau decizii în funcție de interesul personal, nu de interesul național? Am să îți răspund, fiind întrebat de un ziarist foarte, foarte, foarte bun, nu-i dau numele. Adică noi nu suntem buni sau ce? Că stați un pic, stați. Am zis că la întrebarea vă rog. La întrebarea aceea. A spus, domnule, ce... Și să-mi fie iertat. Vă rog. Ce credeți dumneavoastră eu că deosebește guvernarea de astăzi cu guvernarea dumneavoastră? Și am spus, domnule... Păi a spus mai devreme. Sentimentul răspunderii. Eu eram copleșit. Și al competenței. Dă-mi voie să spun ce am spus eu. Competența e... Competența că eu eram dominat de sentimentul răspunderii. Mi se părea că tot ce nu se merge bine în România, eu sunt răspunzător. Era excesiv. Iar aici, nu mai există. Aici se pare că nu le pasă. Cred că ți-am spus la trecută. A fost un mare om, Silviu Brucan. Mare. Mare democrat. Mulți spun ce spun. Prostii, în general. Dar cel mai mare compliment care l-am primit eu ca prim-ministru a fost undeva până martie 91, când a venit Silviu Brucan la mine și mi-a spus, mă, Petre, zice, vouă chiar vă pasă. Atât mi-a spus. Cel mai frumos compliment care l-am primit vreodată. Vă să-i aduc și un elogiu guvernului Roman? Da, vă rog. Cine? Deci un elogiu. Stați că sunt doctor. Guvernul nostru a fost un guvern bun profesionist. Știți cu cine, de ce mi-amintește? De primul guvern bolșevic al lui Lenin pe bune, care era alcătuit numai din personalități. Credeam că mă contraziceți. Nu, e adevărat. Dar înaintea lui, da? Înaintea lui a fost un guvern cel puțin la fel de bun al lui Kerensky. Eu vorbesc de la leninist, Buharin, Trotsky, toți erau... Pe care i-au... Da, deci uite, credeam că se supără. Nu mai aveți și dumneavoastră o întrebare în seara, iertați-mă că v-am nu invitat. Nu mă interesează să ne spună Franța pe scurt că sunt interesat. Ce să spun în Franța? Că e revoluție. Pricepe. Nu, să ne prezinte pe scurt. Vă rog, prezentați-ne pe scurt. Nu, că și la noi se va pune problema. O luăm de la... Sigur că... Deci Macron a câștigat al doilea mandat promițând această... Că de la va mări această reformă, nu, n-a zis reformă, nu. E bună observație. Nu, reforma sistemului de pensii, pentru că foarte mulți francezi sunt foarte nemulțumiți de gravele inechități, mai mult decât în sistemul românesc, ca să ne înțelegem. Așa. Și nesustenabilitatea, bineînțeles, și teama, domne, ce ne face. Deci, să găsească o soluție de ordin financiar și să elimine inechitățile. Și el a venit cu creșterea de la 62 la 64, care, îmi spun mulți francezi, domnule, este de fapt în interesul marilor corporații. Și a declanșat...
Acum, e într-o dilemă... De ce în interesul marilor corporații? De ce nu vor francezii? Că lumea se întreabă să crească vârsta. Din cauza că vor să trăiască și ei un pic mai normal. Un francez la 62 de ani zice, dom'le, cât mai sunt, cât de cât în formă, vreau să... Să mai măcar 10 ani să fiu în formă. Dar să știți, acolo... Speranța de viață e la 80 de ani undeva în Franța. Acolo chiar omul când ajunge la 62 de ani, în sistemul competițional care e acolo, e chiar obosit, eu, și femeile în special. Eu, una dintre măsurile care am luat-o eu, poate că mă înjură unii acum, când am ajuns prim-ministru, a fost, văzusem în ce condiții lucrau doamnele și domnișoarele de la fabricile de confecții, nu? Peste tot, când am fost numai acolo. Dom'le, lucrau cu niște mașini vechi, nenorocite, era ceva, un zgomot infernal și spuneau, nu mai putem, domnul prim-ministru. Și am fost de acord să fie considerate ca grupa întâia de muncă. Ați fost la Revoluție, apropo, ați fost adulat, toată lumea se uita la Peter Roman, când lumea a început să vă înjure, cu ghilimele de rigoare, v-a durut? Eram conștient de faptul că fiind pentru prima dată o presă atât de liberă, românii erau extraordinari, erau avizi de presă, era un mare făcător de presă, nu-l cunoașteți dumneavoastră, dar foarte bun. Îl chema Ion Cristoiu, Cristoiu, da, mare, am auzit ceva, da. Făcător mare, a scos un ziar. Nu, a scos multe, că a scos și Express Magazin. Zilei. A scos și Express Magazin mă înjura. A scos și Zigzag, normal, Zigzag mă înjura. Și pe mine mă înjura, da. Dar, v-a păsat, deci, v-a durut atunci că vă... Da, mă gândeam, dom'le, uite, presa spune asta, are nivel de credibilitate, nu ca acum, are nivel de credibilitate. Zic, poate ăștia care spun, bac până și acolo, că mă făceau hoț, adică lucruri de-astea îngrozitoare pentru... Nu. Am fost... Dar nu de presă vorbeam. Când păi da, eu îți spun, oamenii... păi da, dar presa e cea care ți arată cum stau lucrurile. Da, avea influență mare. Acum, atunci, puternică. Acum, explicați-mi de ce, eu nu sunt nostalgic, de ce 90-91 au fost chiar ani de presă liberă, democrație și acum nu mai e. Nu întreb. Și nu întreb ca un om care am făcut. În orice caz, din perspectiva mea, atunci puterea, eram prim-ministru și Iliescu, nici el nu se gândea la așa ceva, cred. Noi eram în profunzimea convingerilor noastre, dom'le, presa liberă este adevărul democrației. Fără el, această democrație nu-i posibilă. Deci, eu am și făcut tot ce puteam să fac. Nu? Hârtia care nu costa mai nimica, pentru că era subvenționată. Era o greșeală asta, sincer. Bun,